Vreau să vin cu o informație vis-a-vis de măsurile de protecție individuală a personalului medical, îmbolnăvirile care sunt înregistrate în rândul personalului medical. Acest subiect a fost discutat pe platforma punctului focal și specialiștii au venit cu anumite recomandări și anumite măsuri care urmează a fi întreprinse în perioada imediat următoare. Asistența medicală urgentă prespitalicească a fost asigurată de fiecare dată cu echipamente în volumul necesar pentru protecție, dar oricum există îmbolnăviri în rândul personalului medical. Specialiștii au scos în evidență câteva aspecte esențiale. În primul rând, există și breșe în utilizarea echipamentului de protecție individuală. Foarte mulți atrag atenție cum se echipează și mai puțin atrag atenție ulterior când se dezbracă, cum trebuie să respecte aceste reguli la înlăturarea acestui echipament de protecție individuală. Eu mă numesc Cebotari Eugeniu, activez în cadrul asistenței medicale de urgență și aș vrea să fac o mică declarație referitor de echipamentul nostru, adică doamna ministru a afirmat că noi am fost mereu echipați, că au fost și măști, și costume, și într-un fel că s-o subînțeles de ultimele declarații, că noi singuri cadre medicale putem răspundere de faptul că ne-am infectat. Vreau să vă arăt care este echipamentul nostru. Inițial am avut măști care erau similare cu asta care o port eu, erau cu cutator, adică cât de cât erau decente. După care am fost dotat cu măști sute din bumbac. Măști care n-au nici fixator, care sunt pe oață. Le îmbrăcam câte două când ne ducem la chemare. După care am fost dotat cu, adică astăzi, am fost dotat cu așa măști. În așa material, nici nu respiră, e într-un singur strat, nici fixator. Nimic. La stațiune s-a sfătuit să îmbrăcăm câte două măști. Asta este a doua mască. Adică eu n-am nici împotrivă mască ca toate măștile, dar precis nu-i pentru pacienți cu COVID. Mănuș. Inițial am avut două perechi de mănuș. Una era culoare albastră, care era elastic, și a doua îmbrăcam pe ce este din vinil. Ochelari. Ochelari sunt la toate stațiunile, adică vreau să afirm că situația care avem acum nu este doar la noi, este la toate stațiunile. Ochelari suntem rugați de fiecare dată să-i păstrăm, adică noi intrăm în contact cu pacienții, respectiv ochelari ar trebui să fie aruncați împreună cu tot costumul. Din păcate, noi suntem rugați să aducem ochelari înapoi la stațiune, ei sunt dezinfectanți și îi purtăm a doua oară. Sacoșa, în care noi depozităm costumele utilizate după ce am intrat în contact cu pacienții cu suspecții. Inițial erau niște pungi roșii, speciale, care erau menite pentru a arunca costumele utilizate. Acum avem sacoșe de gunoi, culoare galbenă, nu doar la noi, la stațiune, mai sunt și în alte locuri. Doamna ministru, înainte afirmați că noi suntem singuri responsabili de faptul că ne infectăm. Convingeți-vă că asigurați cadrele medicale cu un echipament decent pentru a lupta cu acest virus. Mulțumesc!